Fostă concurentă de la Mireasă pentru fiul meu, însărcinată pentru prima dată. A dat vestea cea mare de ziua de nume a logodnicului ei. Părea că și-a găsit fericirea în casa Mireasă pentru fiul meu, dar nu a durat până când ea și iubitul de la acea vreme să decidă că le este mai bine împreună. Carmen Pecu, fostă concurentă a emisiunii matrimoniale din sezonul 4, căci despre ea este vorba, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, după ce a aflat că urmează să devină mamă. Fosta concurentă de la Mireasă pentru fiul meu este însărcinată pentru prima dată. Carmen Pecu a participat la Mireasă pentru fiul meu, sezonul 4, unde avea să-l cunoască pe Dănuț Bratu, cel cu care a și format un cuplu pe când era în competiție. Ulterior, după ce competiția s-a terminat, au decis să se despartă. De câțiva ani, Carmen Pecu are o altă relație și urmează să-și facă iubitul tată pentru prima dată. 2. Pe Facebook a postat primele imagini cu burtica de gravidă. Ziua în care ea și actualul partener, Ionatan, au ales să dezvăluie că vor deveni părinți nu este întâmplătoare. Cei doi au postat imaginile pe Facebook pe 7 ianuarie, de ziua de nume a bărbatului. Și, evident, cel mai de preț cadou este bebelușul al cărui sex cei doi nu l-au anunțat încă. La mulți ani iubitului meu. Cadoul tău este în burtică, a scris Carmen Pecu, fostă concurentă de la Mireasă pentru fiul meu, sezonul 4, pe Facebook. Carmen Pecu și iubitul ei sunt logodiți de mai mulți ani după despărțirea de Dănuț Bratu, nu a durat mult până când Carmen Pecuș a găsit fericirea. Ionatan este bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar în urmă cu ceva timp, cei doi au decis să mai facă un pas important în relație, căci s-au logodit și parcă le este mai bine ca niciodată împreună.